În timp ce Iisus ieșea din templu, unul dintre ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, iată ce pietre și ce clădiri! Iisus i-a zis: Vezi tu clădirile acestea mari? Nu va fi lăsată aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi s-a așezat pe muntele măslinilor, de cealaltă parte a templului, și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când urmează să fie împlinite toate acestea? Iisus a început să le vorbească astfel: Vedeți să nu vă ducă în rătăcire cineva. Vor veni mulți în numele meu zicând: Eu sunt acela, și vor duce în rătăcire pe mulți. Când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă tulburați. Acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi cutremure în diverse locuri și vor fi foamete și tulburări. Acestea vor fi începutul durerilor nașterii. Luați seama la voi înșivă, vă vor da pe mâna sinedriilor și veți fi bătuți în sinagogi. Veți fi puși să stați înaintea guvernatorilor și înaintea regilor din cauza mea, ca mărturie pentru ei. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie proclamată la toate neamurile. Când vă vor duce să vă dea pe mâna lor, să nu vă îngrijorați dinainte ce veți vorbi, ci spuneți ce vi se va da chiar în ceasul acela, căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Frate pe frate va da la moarte și tată pe copil. Copiii se vor ridica împotriva părinților și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Când veți vedea urăciunea pustiirii stând acolo unde n-ar trebui, cel ce citește să înțeleagă. Atunci cei din Iudeea să fugă în munți. Cel ce va fi pe acoperișul casei să nu coboare, nici să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea, iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugați-vă să nu se întâmple iarna, căci în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la începutul creației pe care a creat-o Dumnezeu și până acum, și nici nu va mai fi. Iar dacă Domnul n-ar fi scurtat numărul zilelor, niciun om n-ar scăpa. Dar, de dragul celor aleși pe care El i-a ales, Domnul a scurtat numărul zilelor. Dacă cineva vă va spune atunci: Iată, Hristosul este aici, sau iată, acolo este, să nu-l credeți. Căci se vor ridica Hristoși falși și profeți falși și vor face semne și minuni, pentru a-i duce în rătăcire, dacă este posibil, pe cei aleși. Voi însă păziți-vă! V-am spus mai dinainte toate lucrurile. Dar în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile din ceruri vor fi clătinate. Și atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind pe nori, cu mare putere și slavă. Atunci El va trimite îngerii, iar ei îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi.